Marina Filimon, îți mulțumim. Percheziții de amploare în București și Ilfov. Polițiștii au descins în peste 35 de locații. Suspecții au intrat în vizorul anchetatorilor încă din anul 2018, atunci când au dezvoltat circuitul imobiliar fraudulos. Bănuiții au tranzacționat 28 de imobile aflate pe terenuri ce aparțin primăriei capitalei. Ulterior, aceste imobile au fost vândute către mai mulți intermediari și apoi către alți cumpărători. Suspecții sunt acuzați de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în declarații. Indivizii ar fi obținut venituri de aproximativ 6 milioane de euro. Cel puțin 24 de persoane vor fi audiate în acest caz.